Bună ziua, bine ați venit la Biblioteca Județeană! Apreciată drept una dintre cele mai dinamice instituții culturale din județul Hunedoara, Biblioteca Județeană Videnșu Hunedoara Deva a reușit în acest weekend să organizeze încă un eveniment care s-a bucurat de un real succes din partea publicului. Cea de-a 13-a ediție a Nopții Bibliotecilor s-a remarcat prin calitatea și diversitatea programului, fiind în bună măsură și un adevărat examen față de exigențele unui public din ce în ce mai pretențios și, după cum s-a văzut la ediția din acest an, tot mai numeros. Biblioteca Județeană Videnșu Hunedoara Deva s-a pregătit din timp și cu emoție pentru această întâlnire a 13-a cu prietenii noștri de toate vârstele. I-am așteptat așa cum aștepți oaspeții dragi, le-am deschis cu drag porțile. Toți am încercat să fim la înălțimea așteptărilor pe care prietenii noștri le au de la bibliotecă, de la această instituție de cultură pe care o dorim cât mai apropiată de oameni. Va fi o seară pe care o vor petrece în lumea frumosului, a artei și a cărții. Le mulțumesc din tot sufletul că au venit în număr atât de mare, mai mult decât anul trecut și cu siguranță mai puțin decât anul viitor. În felul acesta, numărul prietenilor este tot mai mare și pentru acest lucru le mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc Consiliul Județean Hunedoara, domnului președinte Laurențiu Nistor și domnului administrator public Costel Avram pentru că au sprijinit financiar organizarea acestui eveniment remarcabil. Mulțumesc partenerilor noștri, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara. Mulțumesc colegilor mei pentru dăruire și pentru implicare și le spun un singur lucru. Sunt mândru de voi, dragi colegi. Sunt fericit că și anul acesta, cea de 13-a ediție a Nopții Bibliotecilor, se desfășoară aici în curtea Consiliului Județean și vreau să vă spun că din an în an este parcă tot mai frumos. Cred că atâta lume cât a fost și anul trecut. Văd foarte multă lume și acum și încă n-a început. Vreau să felicit din suflet pe cei care au organizat, pe domnul director Bara, care e directorul Bibliotecii Județene și toată echipa care s-a implicat și sunt convins că noi, Consiliul Județean, împreună cu instituțiile din suburb, trebuie să mai facem și asemenea evenimente pentru cetățeni. Nu numai să avem pretenția să meargă la muncă, să nu știu. Trebuie și asemenea evenimente să se distreze lumea, să se simte bine. Și de ce nu? Să mă uite și de greutățile zilei de mâine. Nu vi s-a făcut un pic dor de copilărie văzând tot ce este aici? Ba da, chiar m-am dus și am dat mâna cu mulți, cu băieți, fete din ăștia mascați foarte frumoși și mă gândeam că în timpul copilăriei și eu făceam din astea. Asta este. Și este bine că am trecut și viața asta frumoasă. Pe parcursul mai multor ore, în spațiul generos din curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara, principalul susținător al evenimentului, un public numeros a urmărit o dramatizare a romanului Cartea Junglei de Rudyard Kipling, pusă în scenă de actorii Teatrului de Sârbu din Petroșani. Curiozitatea și dorința de cunoaștere i-a făcut pe copii, chiar și pe cei mai mici, să dea năvală în secția bibliotecii destinată numai lor. Am 130. Vreau asta. Vrei aia? Da. Bine. Am 130. Ani, îmi iau două. Uite, asta, mami. Asta e cu șori, cu kits. Mami, uite, cu kiki, îmi iau două, da? Tu ți iei două? Nu, da, nu ți-o iau. Nu ți-o iau, promit. Două, da, da. Ai două. Bravo. Ai venit să-ți alegi o carte? Da, am venit să-mi aleg ultimele două cărți din seria Coerus și încă alte două cărți despre lumea lui Harry Potter. Am venit să mă uit pe aici și să văd ce mai pot la data viitoare. Ce citești tu de obicei? Văd că ești de acasă aici la Biblioteca Județeană. Da, eu citesc ceva cărți gen numite manga și anime. Da. Și sunt gen cu niște caractere care arăt cam din benze desenate, să zicem. Da. Vă văd cu câte o cărticică în mână. E Noaptea Bibliotecilor. Ați venit să vă alegeți cărți? Da. 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 Ce cărticică ți-ai ales? Cu povești? Cu ce? Cu unicorn. Unicorn. Și tu cu ce ți-ai ales? Cu vampirinaș. Cu litere mari de tipar ca să pot să învăț și eu cum să citesc. De unde veniți în primul rând? De la Hunedoara. Și ați venit la un eveniment organizat da, de... Da, pentru că a zis mămica lui. Zice, vezi mami că trebuie să mergi acolo că se vizitează și biblioteca în interior. Și este și spectacol pentru copii. Și o să fie foarte frumos. Îți place la Noaptea Bibliotecilor? Îmi place!
place foarte mult. Ne place, ne place foarte mult. E foarte frumos pentru copii, foarte frumos. Și ei se distrează foarte bine. Printre personaje de poveste, ateliere de pictură pe față, tobogane gonflabile, atelier de robotică, a fost pus în scenă și un recital coreografic, iar artele plastice au fost reprezentate prin expoziția Ecouri artistice. Concertul extraordinar susținut de Andra și focurile de artificii au încheiat spectaculos o seară pe placul tuturor, atât al copiilor cât și al părinților. Un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva și care face parte din ofensiva culturală susținută financiar de Consiliul Județean Hunedoara.